Slăvit să fie Domnul Iisus! Încep cu o poezie. Cum pot să-ți mulțumesc? Cum pot să-ți mulțumesc eu oare că azi, Mântuitorul meu, eu am iertare și odihnă și pace am cu Dumnezeu? Cum pot să-ți mulțumesc că astăzi sunt de păcatul meu iertat, că sufletul întreg mi-e cântec și sunt lumină îmbrățișat? Ce liniștită-i conștiința, ce dus e zbuciumat, că dus e zbuciumat trecut, că dusă-i frica morții mele și vechiul chin necunoscut. Cum pot să-ți mulțumesc că-n trista și amară viață mi-ai adus atâta binecuvântare cât nici nu bănuiam, Iisus? Cum pot să-ți mulțumesc, ce lacrimi și în ce cântări să izbucnesc, când slava dată și promisă nici a privi nu îndrăznesc? Cum pot să-ți mulțumesc când vorba sau lacrima pe lume nu-i să încape nici a mea parte din cât și cum aș vrea să-ți spun? Mulțumim lui Dumnezeu care în dragostea și bunătatea Lui ne-a învrednicit ca și în ziua aceasta, prea iubiții noștri frați și surori, să fim în locul acesta minunat și binecuvântat la ascultarea cuvântului Dumnezeu, care poate să ne mântuiască sufletele noastre. Mulțumim de harul acesta pe care Dumnezeu l-a revărsat peste sufletele noastre și ne-a cuprins și pe noi în El, în care ne putem bucura și în care putem să mulțumim lui Dumnezeu de tot darul și harul revărsat peste sufletele noastre. Suntem într-un număr așa mai potrivit în ziua aceasta și mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut El în viețile fiecăruia dintre noi și pentru tot harul acesta și pentru toată chemarea aceasta pe care ne-a făcut-o fiecărui suflet în parte, ca să fim în locul acesta și să putem să dăm slavă lui Dumnezeu din toată inima și din toată puterea sufletului nostru. S-a amintit în rugăciune de fratele nostru preiubit de starea și de lucrarea aceasta pe care de la început și până la sfârșit ea trebuie să treacă prin cernirele acestea care se petrec printre noi, prea iubiții noștri frați și surori. Dar noi mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea Lui și pentru bunătatea Lui, cu care ne-a iubit pe fiecare dintre noi și ne-a adus în locul acesta pentru ca împreună, prea iubiții noștri frați și surori, să putem să ducem lupta mântuirii noastre, ajutându-ne unii pe alții și împreună să putem să mergem pe calea aceasta pe care a rânduit-o Dumnezeu în viețile noastre și a fiecăruia dintre noi. Am auzit și astăzi această minunată evanghelie din cuvântul lui Dumnezeu pe care în bisericile noastre s-a citit și am vrea ca împreună să citim și aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. A doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis: vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi.
Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată, cu adevărat, un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus, te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerurile deschise și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul lui Dumnezeu. Prea iubiții noștri, frați și surori, vedem cât de minunat a lucrat Dumnezeu cu sufletele noastre și cu sufletele fiecăruia dintre noi. Filip a găsit pe Natanael. Dar înainte de a-l găsi pe Natanael, Filip l-a aflat pe Domnul și n-a putut să stea nepăsător față de această bucurie și față de această chemare pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Filip. Și Filip s-a dus la fratele său, la aproapele său, să spună această veste: eu am aflat pe Domnul, eu am aflat pe cel care este scris în proroci. Și a venit să-i spună: vino și vezi și tu. Natanael a zis: se poate să iasă ceva bun din Nazaret? Vino și vezi. Două cuvinte a rostit Filip către Natanael. Două cuvinte de chemare ca să vină și să vadă. Și Domnul, Dumnezeul nostru, care vede în inimile noastre, Domnul care cunoaște gândurile noastre, Domnul care ne cunoaște și casa noastră, Domnul care ne cunoaște în totul, pe fiecare în parte, care suntem în locul acesta, l-a văzut pe Natanael venind la el. A privit la Natanael și a zis: iată un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? A zis Natanael. Domnul Dumnezeul nostru cunoaște inimile noastre și cunoaște tot lăuntrul nostru. Și a spus Domnul lui Natanael: de când erai sub smochin? Și când a auzit Natanael această descoperire, această taină a inimii lui, pe care nimeni nu o știa în viața lui, această taină, a rostit aceste minunate cuvinte care sunt scrise aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. N-a trebuit multe cuvinte să ne spună Domnul Dumnezeul nostru, sufletului nostru, atunci când fiecare ne-am întâlnit pe calea aceasta și ne-a chemat în lucrarea lui Dumnezeu. Doar două cuvinte și l-a determinat pe Natanael să spună aceste cuvinte atât de mărețe și atât de frumoase. Și zice Domnul: numai pentru atâta crezi tu, vei vedea lucruri și mai mari care se va petrece în viața ta și le vei vedea pe mine făcându-le. Prea iubiții noștri, frați și surori, lucrarea oastei Domnului parcă s-ar cuprinde în această Evanghelie care s-a citit în ziua de astăzi în bisericile noastre ortodoxe. Oastea Domnului este o lucrare de chemare a sufletelor la mântuire. Este o chemare de aflare a Domnului Iisus și de chemare a sufletelor noastre la mântuire. Atunci când găsești un lucru, te duci și spui și aproapele tău: iată,
că am găsit. Sufletul care l-a aflat pe Domnul nu poate să stea nepăsător față de lucrarea aceasta măreață a lui Dumnezeu care i s-a petrecut în viața lui. Și el merge și spune pe mai departe și aproape lui său și fratelui său ca să vină la Domnul și să-l afle și el, așa cum s-a bucurat el, să se bucure și celălalt. Lucrarea oastei Domnului este o lucrare de trezire. Ea a venit însăși, chemarea ei însăși, felul ei este aflarea și vestirea lui Iisus și apoi și trăirea vieții împreună cu Domnul Iisus. Oastea Domnului, prea iubiții noștri, frați și surori, de multe ori ea nu poate fi înțeleasă la nivelul la care Duhul Sfânt a trimis-o în biserica noastră, în neamul nostru și în poporul nostru. Pentru că ea însăși este o taină, este o taină măreață a lui Dumnezeu, trimisă în poporul, în neamul și în biserica noastră, de transformarea sufletelor noastre prin jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin cuvântul Lui, așa cum spune Sfântul Iacov într-un loc acolo, zice: Dumnezeu ne-a născut din nou prin cuvântul Lui Dumnezeu ca să putem să fim un fel de făptură a mâinii a Lui Dumnezeu, un fel de făptură, un fel de pârgă a făpturii Lui Dumnezeu. Dumnezeu de bunăvoia Lui ne-a născut, adică din dragoste ne-a născut. Deci cuvântul Lui Dumnezeu, a jertfii Mântuitorului nostru, este o taină a transfigurării sufletelor noastre, a transfigurării și învierii sufletelor noastre la o viață nouă, așa după cum ne spune cuvântul Lui Dumnezeu. Deci oastea Domnului a venit în biserica noastră, prea iubiții noștri frați, cu această solie a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu trăirea vieții primilor creștini. El a legat oastea Domnului, a legat această verigă care se rupseseră, prea iubiții noștri frați și surori. Și Dumnezeu, în bunătatea și dragostea Lui, prin lucrarea oastei Domnului, a venit să lege această verigă a sfinților noștri înaintași ai bisericii noastre de la început. Oastea Domnului nu este o noutate, este ceea ce a fost la început. Este trăirea vieții după Evanghelia Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, prea iubiții noștri frați și surori. Deci Dumnezeu ne-a chemat, așa după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, căci voia lui Dumnezeu este sfințirea vieții noastre. Domnul ne-a chemat la pace, la sfințire și la mântuirea sufletului nostru, prea iubiții noștri frați și surori. De aceea, parcă această evanghelie care s-a citit se potrivește cu lucrarea oastei Domnului de chemarea sufletelor la mântuirea sufletelor noastre. Și am vrea ca să citim din Părintele Iosif, potrivit că el ne dă mai cu deamănuntul. Doi oameni vedem în această Evanghelie, pe Filip și pe Natanael. Evanghelia ne-a arătat cum stă față, cum stau față de Mântuitorul. În lumina aceasta vom cerceta faptele și vorbele lor. În lumina aceasta trebuie să ne cercetăm și pe noi înșine. Întregul rostul nostru de creștini stă într-o singură întrebare categorică, precisă: cum stai tu față de Iisus Mântuitorul?
despre Filip ne spune Evanghelia că îl aflase pe Mântuitorul. De bună seamă, îl căutase mai întâi, îl căutase în cercetarea Scripturilor, în profeția lui Moise și ale prorocilor. Mântuitorul și mântuirea se descoperă numai celor ce-l caută. Filip îl aflase cu adevărat pe Domnul. Dovadă, îl vestea și altora. Simțea o lipsă, un îndemn sufletesc, o râvnă să vestească mântuirea și altora. Bucuria aflării Domnului îl duce pe Filip la Natanael cu vestea de bucurie. Am aflat pe Mesia, am aflat pe cel făgăduit de Moise și proroci. Dovada aflării Domnului este și astăzi tot aceasta. Vestirea Domnului și râvna pentru Domnul. Un suflet care l-a aflat cu adevărat pe Domnul capătă îndată un fel de nevoie sufletească de a-l vesti și altora. Mulți chiar și din cei învățați nu se pot împăca de felul cum oastea Domnului, vestitoarea Domnului, cu ostașii care vestesc și ei după puterile lor sufletești pe Mântuitorul și mântuirea. Ar pofti de la noi să fim ca orbul cel din Evanghelie, care nu știe nici măcar cine l-a vindecat, nici de cum să-l vestească și altora. Dar dovada puterii oastei Domnului este și trebuie să fie tocmai râvna pentru Domnul și vestirea Lui. Dacă n-am avea această râvnă, ar fi un semn vădit că n-am aflat cu adevărat pe Domnul și aflarea Mântuitorului face și azi Filip, care strigă pe toate drumurile, am aflat pe Domnul. Oastea Domnului este și ea și trebuie să fie un Filip ce strigă în lume, am aflat pe Domnul, veniți la Domnul. Fiecare ostaș trebuie să fie un mic Filip ce spune tuturora pe tot locul, am aflat pe Domnul. Însemnați-vă aici bine un lucru. Filip a adus pe Natanael la Domnul cu o predică foarte scurtă, am aflat pe Domnul. Numai cel ce l-a aflat cu adevărat pe Domnul poate aduce și pe alții la mântuire. Aducerea sufletelor la mântuire pleacă de la cuvintele, l-am aflat pe Domnul. Toate predicile și chemările care nu pleacă de la cuvintele, l-am aflat pe Domnul, n-are nicio putere. Pot fi cât de învățați cei care le spun, pot avea ranguri cât de mari, nu pot aduce la Domnul pe nimeni. Natanael primește cu bucurie vestea Mântuitorului. Era și el un cercetător al Scripturilor. Câți însă dintre creștinii de azi nici măcar n-au văzut Sfânta Scriptură? Filip a găsit un pământ bun, un pământ care stătea gata să-l primească pe Domnul. Dar băgați de seamă și aici un lucru. Filip se încurca cu predica. Mesia nu era profețit ca fiul lui Iosif din Nazaret. Natanael observă greșeala, iar Filip îndată se corectează zicând, vino și vezi. Vino și auzi ce spune și cum răscolește sufletul. Te va convinge, nu atât predica mea, ci a ceea ce vei auzi și vei simți. Minunată lecție și pentru noi. Nu cu dovezile noastre să-i aducem la Domnul pe cei care nu-L cunosc, ci să-i apropiem ca să-i atragă El. Iisus Mântuitorul este un uriaș magnet sufletesc ce atrage cu putere pe toți cei ce se apropie de El. Apropiați pe cei păcătoși în sfera de atragere a acestui magnet. Apropiați-vă în sfera și veți vedea voi înșivă ce binecuvântări se revarsă în sufletul și în viața voastră. Natanael ascultă chemarea lui Filip. El pleacă îndată, el pleacă în grabă spre Domnul. Orice lucru scump este să vezi un suflet alergând spre Domnul. Orice lucru grozav este să vezi un suflet care nu vrea să apropie de Domnul și orice lucru și mai grozav este să vezi pe cineva împedicând un suflet ce vrea să se apropie de Domnul. Și acum să-l vedem pe Natanael în fața Mântuitorului. Domnul îi spune că l-a văzut sub smochin, mai înainte de a-l chema Filip. Și pentru că atât s-a convertit Natanael. Da, pentru că prin aceste cuvinte Domnul intrase în taina lui sufletești. Evanghelia nu spune ce făcea Natanael când Domnul l-a văzut sub smochin. Iar cheia convertirii lui era tocmai întrebarea ce a făcut Natanael sub smochin.
Vechile cazane spun legenda că pe timpul uciderii pruncilor de către erou pruncul Natanael a fi fost și el ascuns sub frunzele unui smochin. Și atunci l-a văzut Domnul, dar adevărul se pare a fi altul. În Orient, smochinii cu umbra lor slujeau și ca loc de retragere în rugăciune. Credincioșii se retrăgeau în grădină în umbra smochinilor și stăteau de vorbă cu Domnul prin rugăciune și cercetau scripturile. O astfel de retragere ar fi avut și Natanael cel credincios. Va fi intrat în grădină, va fi înguiat ușa după el și sub umbra smochinului își va fi mărturisit sufletul Domnului, rugându-se mai fervinte ca oricând. Și iată, Domnul cunoaște acest lucru. Te-am văzut sus smochin, Natanaele. Adu-ți aminte de ziua aceea și aceea. Natanael se vede dintr-o dată descoperit, își vede dintr-o dată descoperită în fața Domnului întreaga viața lui cea sufletească, cu toate tainele ei, cu toate luminile ei și cu toate umbrele ei. Cade biruit și convertit la picioarele Domnului. Așa s-a întâmplat și cu femeia samarinteancă. L-a cunoscut pe Domnul după ce se spusese câți bărbați a mai avut. Așa se întâmplă și cu Zacheu. Și așa se întâmplă și azi cu cei care îl caută și îl află pe Domnul. Puterea și tăria Evangheliei tocmai în asta se arată. Ea cunoaște taina noastră cele sufletești. Ea grăiește tainelor noastre sufletești. Prin Evanghelie, prin darul Duhului Sfânt, Domnul străpunge inima noastră și ne vorbește despre taina care numai noi și El le știm. Întrebați pe ostașii Domnului de ce au intrat în oaste. Citiți mărturisirile lor și veți afla că le-au căzut la inimă cuvântul lui Dumnezeu și a atins corzile sufletului lor și le-a grăbit parcă anume despre ei și viața lor. Le-a grăbit parcă anume despre ei și viața lor. Un om îmi spunea că citind cartea Oglinda Inimii Omului și-a văzut în ea lămurit întreaga viața lui. Cei necredincioși se miră de mărturisirea pe care le fac cei ce intră în oastea Domnului. Ei se rușină să le facă. De ce? Pentru că nu l-au aflat pe Domnul. Mărturisirea celor din oaste, mărturisirea celor credincioși sunt strigarea lui Filip. Am aflat pe Domnul. Sunt mărturisirile lui Natanael. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sunt strigarea samaritencii. Veniți să-L vedeți pe Domnul, care mi-a spus întreg trecutul, care cunoaște toate tainele sufletului meu. Fratele meu, oricât de întunecoasă ar fi viața ta, trebuie să fi stat și tu cândva sub un smochin. Trebuie să fi avut o lacrimă, un suspin, un dor, trezit după o viață mai curată. Află că Domnul știe acest lucru. Domnul te-a văzut sub acest smochin și este gata să te primească în dragostea Lui. Vino la El. Când europenii au intrat prin adâncul Africii și au dat peste prima dată zahăr copiii negri, copiii au început a striga pe părinții lor: am gustat ceva minunat de tot. Și cum era cel minunat? Întreba părinții. Cam așa și așa. Dar anume, nu vă putem spune. Veniți și voi degustați. Această comparație pe care o face aici cuvântul este această gustare a fiecărui care s-a întors la Domnul. El nu poate să spună ceea ce a simțit în inimile lui cu cuvintele noastre. Nu putem cuprinde taina aceasta măreață pe care Dumnezeu o săvârșește în sufletele noastre. Și de aceea zice cuvântul: veniți și vedeți cât de bun este Domnul și gustați din El. Și dacă am gustat din El, parcă ne îndeamnă cuvântul și noi să spunem și altuia să guste, să vadă cât de bun este Domnul Iisus. Scumpul meu frate, eu am gustat din dulceața ce o dă Mântuitorul și mântuirea. Anume însă, n-aș putea spune ce gust minunat are această dulceață. Vino și gustă. Fratele meu, vino și vezi. Cum să aducem și noi sufletele la Mântuitorul? Nu numai apostolii și urmașii apostolii, ci fiecare creștin este dator să aducă și să ajute și el la aducerea sufletelor la Mântuitorul. Când vezi un frate pe care păcatul lui, zice Sfântul Ioan Gură de Aur,
nu trece pe lângă dânsul, ci printr-un cuvânt de învățătură oprește-l de la care lui cerea. Dar mai mult decât cu învățătura și cu sfatul, noi putem aduce sufletele la Mântuitorul prin pilda vieții noastre. Viața noastră și faptele noastre sunt cea mai bună predică și cea mai puternică ajutor pentru aducerea sufletelor la Mântuitorul. Într-o gazetă nemțească am citit o interesantă întâmplare. Un domn dusese ceva de spălat la o spălătorie din oraș. Când lucrul a fost gata, spălătoria s-a cerut aproape pe jumătate mai ieftin ca în alte locuri. Dumneata, de ce lucrezi mai ieftin? A întrebat domnul. Eu, a răspuns femeia, m-am hotărât să trăiesc o viață după Evanghelie și Evanghelia îmi spune într-un loc că orice lucrați, lucrați din suflet ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Eu ca pentru Domnul am spălat și albitura dumitale. Mi-am socotit lucrul meu, socotit cheltuiala mea, socotit câștigul ce mi se cuvine. Să cer mai mult ar însemna să înșel, nu pe dumneata, ci pe Domnul meu Iisus. Acest răspuns l-a mișcat atât de mult și l-a chinuit atât de mult pe Domnul acela, încât nu peste mult timp s-a hotărât și el la o viață după Evanghelia și a spune tuturora că pe la el l-a adus la Domnul o femeie ce spăla rufe, o femeie simplă l-a ajutat să-l afle pe Domnul. Iată, iubite cititorule, o pildă despre cum se fac pescuirile cele sufletești. Nu atâtă știință mare se cere pentru acest lucru. Apostolii au fost niște pescari de rând, ci mai ales Duhul, căldura, însuflețirea, pilda de viață trăită în slujba din Dumnezeu. Când trăiești cu adevărat o viață cu Evanghelia, atunci în mijlocul oamenilor viața ta se face sare, ce sărează și împiedică stricăciunea vieții și aluatul ce dospește și pe alții pentru o viață cu Domnul Iisus. Preiubiții noștri frați și surori, am vrut să citesc din spusele părintelui Iosif din cartea aceasta despre cum se întoarce sufletele la Dumnezeu și cum ar trebui fiecare să trăim aici viața noastră după Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca sufletele văzând să poată să se întoarcă la Dumnezeu. Căci Domnul Dumnezeul nostru zice minunat în cuvântul Său, prea iubiții noștri frați și surori, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Lumina lumii care luminează și sarea care să săreze stricăciunea vieții aceștia. Și dacă după faptele pe care le săvârșiți, vor veni sufletele la Dumnezeu. Deci Domnul ne-a chemat aici ca să fim lumină și sare, ca oamenii văzând faptele noastre să se poată întoarce la Dumnezeu și să slăvească pe Dumnezeul nostru care ne-a iubit atât de mult. Oastea Domnului, prea iubiții noștri frați și surori, este această lumină care Dumnezeu a trimis-o în neamul și în poporul nostru, pentru ca să se întoarcă sufletele la Dumnezeu, să-L afle pe Domnul și să-L slăvească pe Dumnezeu. A-L slăvi pe Dumnezeu înseamnă a-L slăvi prin viața noastră, a-L slăvi prin felul nostru. A-L slăvi pe Dumnezeu înseamnă a trăi viața așa după cum ne cere voia și cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut aici, în pilda aceasta pe care Părintele Iosif ne-a dat, o spălătoreasă a putut să întoarcă sufletele la Dumnezeu, un suflet la Dumnezeu prin viața ei de curăție, prin viața ei sinceră și curată înaintea lui Dumnezeu și astfel sufletele se poate trezi și în felul acesta. Prea iubiții noștri, frați și surori, nu avem cuvinte cu care să putem să mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea și îndurarea Lui cu care s-a milostivit față de noi și ne-a chemat în această lucrare de trezire sufletească în lucrarea oastei Domnului Iisus, Mântuitorul nostru.
se cere acum și de la noi, preaiubiții frați și surori, ca să putem să fim și noi o dovadă că suntem în lucrarea oastei Domnului, la locul nostru de muncă și acolo unde Dumnezeu ne-a hrăzit pentru picare în parte. Purtați-vă într-un tip vrednic de Evanghelia mea, zice Sfântul Apostol Pavel în cuvântul său. Atâtea cuvinte ne dăruiește Dumnezeu în locul acesta. Noi am fost chemați, prea iubiții noștri frați, în locurile acestea, ca să fim, prea iubiții noștri frați, să fim împreună. Ne-a chemat aici Dumnezeu ca să luminăm și pe alții. Aceasta este chemarea oastei Domnului, de trezire și de înflăcărare a sufletelor noastre. Dar vrăjmașul, care de la început, prea iubiții noștri frați, el caută de la început și acolo două suflete să nu poată să fie una, ci să poată să intre el cu ceea ce el caută să învrăjbească și să dezbine lucrarea lui Dumnezeu. Dar noi rugăm pe Domnul și Mântuitorul nostru și împreună cu frații noștri să putem să răzbim prin stările și prin vremurile acestea dificile în care trăim și cred că dacă vom căuta sincer, preaiubiții noștri frați, vom putea să rămânem credincioși Domnului până la sfârșitul vieții noastre. Păcatul este cel ce face această lucrare în viața fiecăruia dintre noi. Dacă avem de luptat cu ceva, este să luptăm cu păcatul care ne înconjoară și care dorește să ne împrăștie pe fiecare dintre noi. Nu sunt versetele biblice, ci este păcatul. Păcatul care este în viața mea și în viața fiecăruia dintre noi. Să luptăm să dăm păcatul la o parte, să primim cuvântul lui Dumnezeu, ca din partea lui Dumnezeu, din locul acesta, din care frații ne-l spună, ne-l arată atât de minunat și binecuvântat. Zice Sfântul Iacov într-un loc acolo, zice, primiți cu blândețe cuvântul sădit în inimile voastre, de aceea, prea iubiții noștri frați, să-l putem primi cuvântul lui Dumnezeu, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, ca pentru noi personal, în viața noastră, ca în felul acesta să putem, preaiubiții noștri, să creștem în Domnul Iisus. Lucrarea oastei Domnului este lucrarea pe care Părintele Iosif s-a ocupat mai mult de cunoașterea Mântuitorului în viața noastră, de cunoașterea Mântuitorului Iisus Hristos, preaiubiții noștri frați și surori, și arătarea lui Iisus. Așa zice, priviți la Iisus cel răstignit. Într-un loc, zice Părintele Iosif, mă uit peste fronturile oastei Domnului și nu mai văd pe Iisus cel răstignit îndeajuns, preiubiții noștri frați. Sfântul Pavel zice, m-am răstignit împreună cu Iisus, m-am răstignit față de lume și lumea față de mine. De aceea, preiubiții noștri frați, am zis cuvântul acesta, dacă avem ceva de lucrat, este să lucrăm, preiubiții noștri, în viața noastră, înăuntrul nostru, pentru că păcatul este cel ce face lucrul cel rău de neascultare și de toate lucrurile. Și de aceea Domnul să ne ajute pe fiecare frate și cel ce vorbesc din locul acesta și pe toți care suntem în locul acesta să ne putem îndemna la pace, să ne putem îndemna unii pe alții și să ne putem ajuta unii pe alții la mântuirea sufletului nostru, ca să nu putem, așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Mântuitorul nostru, căci dacă ne adunăm în locul acesta, ne-am adunat ca să ne facem mai buni, nu mai răi. Domnul să ne ajute, să ne dea înțelepciune, să ne dea pricepere, să ne dea putere, ca să ne curățim sufletele noastre, fiecare în parte și în felul acesta vom putea să ieșim biruitori cu Domnul Iisus. Amin. Slăvit să fie Domnul.